20 de porci au fost sacrificați la Muzeul Golești la cea de-a treia ediție a sărbătorii Ignatului la români. Godacii au fost aduși de 35 de primari din județul Argeș. De altfel, evenimentul a fost organizat de Asociația Comunelor din România, filiala Argeș, împreună cu Consiliul Județean Argeș. Nu mai este nicio pestă. Cine a avut plăcere să vină, eu le mulțumesc. Ieri l-am comunicat cine e. Primarul care n-are bani de un porc, mai bine să plece din primărie. N-are ce să. Toată carnea știți unde merge. Eu am adus doi, unul l-am predat, unul mâncăm aici și să-mi dea Dumnezeu sănătate și mie și la toată lumea. Cam câți porci au fost anunțat până la urmă? 14-16? Noi am numărat, dar o să vă spun. Deci, 18, dar mai vin cu ei tăiați. Cântărim acolo și cred că trecem de 2000 de kilograme. Asta e grozav? La dumneavoastră acasă, în gospodărie, ați reușit să tăiați până acum? Nu, e grozav. Eu zic că e grozav să predai 2000 de kilograme de carne către copii instituționalizați, către azilele de bătrâni. Eu zic că chiar e ceva grozav. Porcii au fost sacrificați și pregătiți după metode tradiționale. Cei prezenți au putut gusta nu numai produsele din carne de porc, ci și bulzi, covrigi, mere și alte produse specifice Crăciunului. Nu a lipsit nici suica fiartă și vinul de casă. Dar mi se pare foarte bine, foarte normal, ca să respectăm tradiția și iată, astăzi fiind suntem la cea de-a treia ediție, toată lumea este cu maximă bunăvoință, din toate localitățile au venit, pentru ca cei care sunt în custodia noastră la Consiliul Județean să aibă pe masă cu ocazia sărbătorilor de iarnă ceea ce este creștinește. Este vorba de carne de porc, este vorba de alte produse de sezon. Iată că toți primarii care sunt membri ai Asociației Comunelor din județul Argeș au venit cu tot dragul, cu toată bunăvoința, repet, creștinește, pentru ca din puținul lor să ofere mai departe celor care se află în suferință. Porcii sunt verificați pentru că știu că ajung la centrele de copii și la azile de bătrâni. Sunt alături de noi reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare care pun și verifică toate calitățile organoleptice pe care produsele trebuie să le aibă și pe lângă treaba aceasta sunt reprezentanții leagănelor de copii, azilelor de bătrâni care vor prelua ceea ce noi le oferim. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră acasă, în gospodărie, mai păstrați acest obicei, adică să sacrificați porcul în preajma Ignatului? Vă dau o veste bună sau proastă, cum vreți să o luați, pe masa de Crăciun, așa cum este tradiția, trebuie să existe toate produsele care se fac din carnea de porc odată cu sacrificarea lui. Ca să poți face toate procedurile care înseamnă ținutul la sare 2-3 zile, după care la vânt să fie uscate, după care procesul de stat la afumat, după care toate procedurile care sunt necesită zile bune. Deci dacă este să sacrificăm porcul de Ignat, sigur nu ai timp să faci toate produsele. Motiv pentru care eu împreună cu familia am sacrificat porcul în jur de 15 decembrie ca să avem timp ca pe masa de Crăciun să fie și lebăr, să fie și piftie, să fie și tobă, în așa fel încât să ne putem bucura de cele tradiționale. Vedeta acestui an a fost un porc adus de primarie din Topoloveni, Ordeni, Pribuieni și Tăiu, care a cântărit numai puțin de 550 de kilograme în viu. Dincolo de promovarea tradițiilor, evenimentul are și un scop caritabil. Aproape 1500 de kilograme de carne de porc, rezultat în urma sacrificării celor 20 de godaci, au ajuns la cele 22 de centre de bătrâni și de copii aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Domnule primar, cum este de Ignat aici la Muzeul Golești? Mai bine că așa nu se putea. Deci, în primul rând, le-a ajutat timpul. Noi am venit în nordul județului Argeș, cu un porc din ăsta de casă, nu prea mare, că zona de munte spune cuvântul. Îl dăm cu toată dragostea. Nu prea mare, dar sănătos. Păi ce să facem? Până la urmă, ce consumăm noi, dăm și la alții. Eu zic că dar de dar să face rai. La dumneavoastră acasă, în gospodărie, a stăiat deja porcul? Nu, eu mănânc cu post. Deci îl tai exact de Crăciun. Deci pe 24, da. Păstrați tradiția acasă, adică vă vin copii, nepoții, frații, surorile, toată lumea? E normal,
Deci, în primul rând, pentru ei cresc porci. Pe lângă porci am adus și niște brânză de asta de Dâmbovicioara și niște urde din asta. Tot ceea ce înseamnă din zona noastră am căutat să aduceți aici. Și, bineînțeles, creștem cu drag și chiar pentru copiii care le-am. Am un băiat și o fată, ținem la tradiții și pot să vă spun că așteptăm cu nerăbdare ceea ce înseamnă sărbătorile. Aveți o rețetă specială din zonă în preparatul porcului? Nu știu, la cârnați sau la șuncă? Deci, ce am moștenit de la bătrâni, asta facem și noi. Tot ce înseamnă toba, lebăr, carnea la sloi pe românește, deci după ce sacrificăm porcul, îi dăm sare, lăsăm 3 zile la sare, scoatem la vânt, după aceea ținem câteva ore, 3, 4, 5 ore la un fum din ăsta rece și apoi începem să-i dăm fumul normal. Deci, ce am moștenit, mergem mai departe. Nu au lăsit nici culindătorii cei mai apreciați, fiind copiii din comuna Corbi, aduși de Virgil Baciu, primarul care își dorește unificarea cu Basarabia. În primul rând ați venit cu colindătorii? Da, de unde sunt micuții oieri? Dar de fiecare dată noi când participăm la acest eveniment organizat de Consiliul Județean și de Asociația Comunelor din România, filiala Argeș, adică la acest eveniment care tem niște, sacrificăm niște porci pe care vom dona unor instituții care au grijă de bătrâni sau copii, am venit cu copii, copii organizați de doamna Simona și domnul Vasilică, pentru că noi avem mai multe, să zicem așa, grupe de copii, de ansambluri, de dansuri, jocuri, iar astăzi am venit cu două dintre aceste ansambluri, cea condusă de Simona Angel și cea condusă de Vasilică Stănciulescu. Copiii sunt dintre, să zic așa, dintre cei mai mititei, avem și grupe mai mari, dar astăzi am venit cu aceștia și sperăm să-i încânte pe primari, pe vizitatori, pe invitații cu programul pe care îl vor desfășura de acum încolo. Mulțumim! Salut! Ce faci, de unde ești? Eu din comuna Domnești. Eu de la Domnești. Da. Domnești? Da. Ia zi-mi, costumul ăsta e făcut special pentru tine sau e moșenit de la părinți? De unde e? E făcut pentru mine. Și părinții tăi, bunicii tăi, mai au cojoace de astea? Da. Îți place de Ignat? Și ai mai fost cu Corindu până acum? Da. Și aici avem și o corbencuță. Bună! Bună ziua! Asta este costum făcut de părinții tăi sau de cineva din comună? Da, este de datorită primarului nostru, ne-a dat costume autentice, că noi normal suntem de la Jina. Și avem un alt fel de port față de cei din Mușcel. Ai mai fost la colindat până acum? Îți place să da. Colinzi inclusiv pe la tine prin sat? Da, îmi place foarte mult. Aici ați primit ceva deocamdată sau de-abia acum începe să vă primiți darurile? Cam acum începe. Am mai fost la multe, multe locuri, dar începe, merge, ca să zic așa. La voi acasă tăiați porcul de Crăciun? Da. Și anul ăsta l-ați tăiat deja? Da, multe. De fiecare dată când trec prin localitate, peste tot, toată lumea sărbătorește, taie porcul. Da, ia spune-mi, a ajuns pe mama ta sau pe bunica ta, l-a făcut de mață, de cârnați, partea aia care nu-i prea plăcută? Da, mai ajung câteodată. Le mai ajung, da. Hitul acestei manifestări a fost Nu ne vindem țara, cântat în mod evident de acești colindători și de primarul Virgil Baciu, primarul din Alinosa, Ștefan Benonie și prefectul Emilian Dragnea.